Găsiți, dragi prieteni, sunteți la AS.ro Live. A început basketul de mic pentru că asta a văzut prin casă, cum spunem noi. S-a luat după ce a văzut prin casă. A evoluat cu succes în Euroligă. Atenție, am spus Euroliga de basket, da? A mai venit prin România, a mai plecat iarăși prin străinătate și a fost la, nu știu cum se spune în basket, a fost la o liberă de draftul, de fapt a fost în draftul de acum vreo 10 ani din NBA. A fost la o liberă de a juca la o echipă din NBA. Și de asemenea este proaspăt câștigător al Cupei României. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Vlad Nepotu Moldoveanu, nu? Bună dimineața! Bună dimineața! Și mii de mulțumiri că ai acceptat invitația noastră. Cine ți-a zis Nepotu? Emil Hosolunzi. De acolo a plecat, da? Așa a rămas. Așa a rămas. Așa a rămas. Pentru că noi... cel puțin în ultimii ani, toate isprăvile tale, cred că de prin Franța, adică în ultimii ani, era. Da. Nepotul a marcat ieri 39, cine-i nepotul? Da, păi de când am ajuns în Europa, după facultate, din Italia, Emil a venit la mine aproape în fiecare an. Și a stat o săptămână, două săptămâni. Nepoate mai scria, sus, da? Nepoate sus, nepoate în jos, mai scria la cartea cu Jordan care apare și da. Acum. Da, și... n-a scris mult, a scris 16 ani. Da. Deci de atunci, stai puțin, de atunci s-a apucat de ea, de când venea pe la tine? A, păi acum 10 ani, în 2011, când jucam în Italia la Benetton Treviso, a venit prima dată la mine în vizită, s-a vreo 7-8 zile, scria non-stop, mai venea, se mai uita la antrenament, se mai uita la... Deci primele capitole atunci. Da, și atunci l-am avut antrenat pe Sasha Georgievici. Oh. Și atunci a apărut și filmul ăla cu el și cu Vlade Divac. Da. 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 Și spunea Emil că se uita la antrenament, la asta și i-au dat lacrime, că se uita la Sasha Georgievici cum a antrenat pe mine, se uita și la film. Se uita și la film. La film, da. Auleu, și a fost filmul ăla, da. A fost ăla cu Brad, frații, da. Da, nu? Da, cu Dragan Petrovici, cu mamă, da, da. Mamă, ce echipă au avut și ei. Da. Dar la Benetton a jucat și Kukoč sau cine a jucat? La Benetton. Jucat foarte mulți jucători cunoscuți, Toni Kukoč, Andrea Barniani. Și care avea niște bănuți Kukoč atunci, adică avea un salariu, da. Mi-aduc aminte, nu? Dar la Benetton au fost foarte mulți bani până în ultimii ani, când echipa de rugby a luat puțin fața echipei de basket. A avut și Kicks-ul care a luat în Formula 1, care i-a costat foarte mult. Dar în principal echipa de basket s-a desfințat din cauza echipei de rugby. Pentru că au mutat echipa de rugby în campionatul Angliei și zburau charter în fiecare weekend, pentru că nu aveau în Italia cu cine se bată. Și Andrea Benetton chiar a venit și ne-a spus, a vorbit cu noi Andrea Benetton la un moment dat, a zis că eu nu mai pot să bag bani în echipa de basket pentru că se mai rentează. Nu. Și ei zburau în fiecare weekend până în Anglia? Da, plecau cu charter în fiecare weekend. Se antrenau în Italia, Treviso, de luni până vineri, după aia plecau la meci. Acolo nu mai aveau că bătuseră pe toți, adică n-aveau echipe, da, de valoare. Da, concurența, așa ni s-a spus, nu știu, n-am urmărit, dar... Dar s-o luăm cu începutul la tine. Da. Tu ai fost mic vreodată? De înălțime? Mic, de înălțime nu prea. Nu, niciodată, da. Mic ca vârstă. Știu că veneai la ziar la Sport 21. Da. Am zis cu Carmen, zic, n-aveai cu cine să-l lași și mai îl aduceai pe acolo. Mă gândeam eu că o să ajungi tu... Nu pot zic că erai mic, că erai... De la 14 ani, cred că am 2 metri. De la 14 ani? De când mă știu, cam așa. Am 2 metri de când mă știu. Te știi vreodată mic? Nu. Nu. Bun, și direct America? Da, la 16 ani am ales să plec în America, am avut și varianta Benetton Treviso atunci și varianta Ljubljana, Olimpia Ljubljana, dar am ales America, să-mi urmez eu visul și nebuniile mele. Da? De mic basket, adică n-a existat altceva. Ai avut și alte opțiuni? A existat fotbal, nu spune. Da. Ba da, da? Ba da, ba da. Carmen a jucat la Dejunan și am început... La Unirea? Nu zic că te-ai dus la Unirea. La fotbal, unde? Ba da. Și era Naemane, era la seniori. Serios? Să-l ierte, da. Și am început la juniori. Aia, bine, început. La 2 metri jucai fotbal? Nu, aveam 6 ani, nici chiar 2 metri la 6 ani, nici chiar așa. Și după aia, când ne-am întors în București, a jucat un an la Dej, ne-am întors în București, nu prea le-au plăcut antrenorii de la Steaua, Petre fiind cu Steaua atunci, așa, la Dinamo, nu? Da, corect. Și atunci... Am agățat ghitele în cui. Ai zis, hai să le iau pe astea de crampoane. Da, așa am luat mingea de basket mai mult. Bun, și după aia America... La 16 ani, da, am plecat în America. Singur-singurel? Singur-singurel. Ca să-ți urmezi nebunia. Da. Clar. Visul meu. Deși basketbaliștii au asta? Cu o nebunie, așa, au... Cred că orice sportiv care își dorește performanță la un nivel... Bine, și America, adică n-ai plecat...
Da. Ai plecat în altă parte. Era visul meu. Era visul meu să joc și în colegiu și în NBA, să-mi fac un nume. Știi că deja mi-a plăcut chestia asta, să o iau de la zero. Eu când am plecat și m-am suit în avion, chiar mi-am spus, am zis, eu o iau de la zero acum. Nu contează dacă eram cel mai bun jucător. Exact, dacă eram cel mai bun jucător din România la momentul acela, că eram invitat la campurile Adidas Basketball Without Borders făcute de NBA în Europa, am fost la două din ele, unul la Berlin, unul la Treviso, că eram considerat unul de jucătorii foarte buni în Europa la vârsta mea. Și deși aveai oferte de la Benetton, ai zis să treci Atlanticul. Da. Da, am plecat de nebun. Da, e clasa 10, da. Între a 10-a tu ai plecat. Și da. Carmen ce a avut de zis? Păi nu prea a vrut să mă lase la început. Și după aia a văzut că eu chiar vroiam, chiar am vrut să plec. Dar acolo aveai aranjat ceva sau te-ai dus pur și simplu, domnule, mă duc să... Sau cum era? Nu, am avut șansa de a primi o bursă la un liceu din Statele Unite, un liceu privat. Unde basketul era religie? Da, și în WCC, în Liga Catolică din Washington DC, care este și acum considerată cea mai puternică ligă privată din Statele Unite. Au foarte mulți jucători buni. Antrenorul cea mai bună echipă este și coordonatorilor loturilor americane de U18 și U16. Este antrenorul lor la U20, antrenorul principal, și el coordonează tot programul. Mike Jones se numește. Și el are... De acolo îi pleacă foarte mulți jucători, adică în ultimii 5 ani mi se pare că au avut de la DeMatha acest liceu, au plecat 3 sau 4 jucători care au fost primi în draft. Oladipo, Markel Fultz, acum este un jucător care joacă la University of Michigan, care și el o să fie în primii 10 în draft. Este o școală de basket acolo, iar noi am jucat 3 finale cu ei, da? Toate pierdute. A fost, da, printre cele mai mari... Bun. Erau buni. Regret, așa, dacă mă întreb în carieră, deci chiar îmi doream foarte mult să câștig un titlu la liceu. E alt sentiment, știi, când vezi acolo un banner pus... La noi e foarte greu de înțeles asta cu ce înseamnă basketul la nivel de liceu. Sincer, poate că a mai explodat acum în ultimii 10 ani. Da. Dar știi tu când povestești și bănuiesc că era nebunie în sală și așa mai departe, am basketul la nivel... Da. Vroiam să câștig un titlu la liceu. Da. Și noi uităm așa, pe bune, știi, adică... Aveam câteva derbiuri, în special cele cu școlile care au chiar din Washington DC și un meci St. John's-Gonzaga. Eu am fost la St. John's. Și Carmen a venit la acel meci. Ca să nu spun, studenții stăteau afară, deci imediat cum terminam orele la 3:35, noi jucam la 7:30 prima echipă. Deci primul meci îl are echipa de clasa 9, după aia echipa de clasa 10-a și Varsity, prima echipă a liceului, da, unde joacă cei mai buni jucători, joacă la 7:30 seara. Deci sala era full. 2,500, 3,000 de locuri erau full. La meciurile noastre cu DeMatha în clasa 12-a, au mutat meciurile la o facultate. Pentru că nici noi, nici ei nu aveam sala destul de încăpătoare pentru toți spectatorii. Că ei veneau, studenți de la ei, 1,000, de la noi vreau 1,000. Păi n-avem loc în sală, stai că nu suntem chiar așa. Și l-au mutat la un colegiu din Washington. Deci asta nu e SF, e pe bune. Gândesc cum ar fi în... Că noi n-avem nicio sală cu tribune, da, la licee și la știi, adică când zbui tu cu 1,000, mă gândesc, lasă 1,000, 50 sau 100. Adică toți părinții stau în bucățica aia între tușă și perete, lipiți. Da, păi și eu am plecat de la școala 54, adică jucam aici la școala 54, nu era ca și cum eram deci obișnuit cu ceva. Știai ce înseamnă, cu băncuța și caloriferul să nu te și uneori mai trece jucătorul un pic peste picioarele părinților, că când e în viteză. Și te-ai dus acolo la oameni care veneau și așteptau 3 ore să intre la meci, 2000 de... Da. Am înțeles de ce te-ai dus. Și ca să nu mai spunem, $10 biletul. Adică da, tricouri vândute, șepci, da, și așa mai departe. Da. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!